Salutare dragii mei lupi și bine am regăsit la un nou episod de pe acest canal. Dacă vă place, nu uitați să dați butonul de like, stați un share și în caz că sunteți noi, vedeți că aveți o dată subscribe. De data aceasta avem ceva mult mai important de zis, să zic așa. Dacă vreți să vă cumpărați un joculeț de pe Neba, aveți acum un euro, să zic așa, gratuit din partea mea și a site-ului Neba, să zic așa. Și vreau să vă urez sărbători fericite tuturor și un 2021 plin de ceea ce vă doriți. Să reușiți în toate domeniile ce vreți voi, să reușiți să aveți succesul 100%. Și da, o să găsiți primul link pentru acest euro și aveți promocodul Petrișoro, stați un pic, o să vă arăt imediat. De exemplu, lupilor, să zicem că vreți să vă cumpărați, nu știu, eu mi-am pus, de exemplu, Fallout 3, vedem. Dați, eu am deja pus promocodul, dar o să vă arăt și vouă. Puneți aici Petrișoro. Dăm aplică și apoi o să meargă. Da, numai că trebuie să selectez și metoda de plată, de asta nu ne apare nouă, nu putem să dăm continuu. Deci da, cam asta ar fi ideea, o să vă las un link în descriere. În caz de vreți să folosiți Beneba, aveți, v-am zis, un euro gratuit pe care puteți, de exemplu, nu știu, să zicem că vă luați un joc de 10 euro, merge și euro ăsta cel puțin. Uite, de exemplu, poți să-ți iei Fallout 3 ca mine, cum o să-mi iau. Sau dacă nu, puteți să vă luați alte joculețe, e decizia voastră. Dar vă mai zic încă o dată, vă urez cât mai mult succes în acest an. Și îmi cer scuze că ăsta nu este chiar un episod de gaming cum facem noi de obicei, însă vreau să vă anunț că avem această, nu știu cum să zic, avem acest euro gratis, să zic așa, pe care puteți să-l luați dacă vreți, numai că trebuie să intrați pe link-ul care vi-l las eu în descriere, da. Dragii mei lupi, cam atât a fost tot, ce o să ne vedem cu un nou episod, sper eu mâine, o să încerc să postez, v-am zis, cel puțin, mamă, hai că n-a intrat cineva, hai că n-a intrat unul pe un joc, nu contează, lasă. Da, după cum ziceam, o să încerc să postez cel puțin timp de o lună, fără niciun, nicio scuză, fără nimic, să postăm în fiecare zi la ora 3 fix. Deci da, dragii mei lupi, cam atât a fost tot, ce o să ne vedem cu un nou episod, pa!